Stadion superb. Oh, șut bun! Ce ocazie! Șutul cu piciorul stâng, fără preluare a lui Roger, cea mai mare ocazie de până acum acestei partide. Ce șut bun, ce șut bun! Puțin mai în stânga sau mai în dreapta, dacă se ducea această minge, n-avea nicio șansă Ciondric. Spuneam, are doar 31 de ani, are doar două meciuri europene arbitrate. Centrare bună! Mingea traversează careul mic, urmărește însă Pârvulescu. Încă o minge trimisă în careul celor de la Astana. Gol! Gol, 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 gol! Corvinu înscrie Manolache! Bravo Corvinul, bravo Manolache! Era nevoie de acest gol pentru că vine totuși după o perioadă foarte bună a cunedorenilor, mai puțin de 10 minute până la pauză. 1-0 pentru Corvinul! Da, și va fi un cartonaș galben pentru cineva. Am scris pentru echipa noastră, jucătorul cu numărul 30, Antonio! Manolache primește cartonașul galben, dar mi se pare o prostie ce face domnul Ismael Barbara, pentru că nu și-a dat tricoul jos, ci doar și l-a ridicat. Avea acolo o dedicație. Revedem faza! Reluare imparabilă a lui Manolache. Nici o șansă de data asta pentru Ciondric, după două ocazii destul de importante ale Corvinului. Și da, chiar se poate. Chiar se poate să ajungem în play-off-ul Conference League cu două echipe. Se recupereze Pârvulescu. Pârvulescu pregătește șutul. Pârvulescu! E, și aici piciorul ridicat cam sus. Piciorul ridicat cam sus, dacă l-a atins pe Bradu. Atenție la această fază. Pasa pentru Neacșansa, apoi anticipată. Pârvulescu pierde și el destul de ușor duelul cu Tomasov. Camara pleacă pe un culoar. Atenție la această fază. Trebuie închis Camara. Pătrunde, șutează, oh, bravo Charles, bravo, e de-al nostru atacantul nigerian, care se și lovește. Wow, ne-a trecut glonțul pe la ureche, o astfel de ratare vezi mai rar. Tomasov dă o pasă perfectă. Îmi pare rău că trebuie să repet acest lucru, dar este cel mai periculos jucător al celor de la Astana. Două minute suplimentare, avem noroc, mare, mare noroc la această fază și ar trebui să fie un semnal de alarmă. Centrarea lui Desli Ubing la Baradoa, Manolache peste poartă. Foarte bine lucrate fazele fixe din ceea ce putem observa, iată și aici puțin derutată defensiva celor de la Astana. În returul cu Milsami, Astana a bifat meciul cu numărul 100 în cupele europene. Are 35. Vorogovski, centrare, scoate lefter! Spectaculos! A doua șansă mare și pentru Astana în această partidă. Pasă pentru Charles, apoi Camara, poziție periculoasă, Camara, încă un dribling, Camara! Gol frumos, trebuie să recunoaștem. Gol frumos marcat de Astana.
ce spuneam, Tomasov cu pasă decisivă, Camara reușește să înscrie, cam cei mai buni jucători de la Astana. Unul la unu și spun eu că și acest gol vine logic, pentru că Astana a arătat altfel de la începutul acestei reprize seconde. Nu este pasa decisivă a lui Tomasov, dar el a fost artizanul acestui atac. Este pasa decisivă a lui Charles pentru Camara, după ce Camara în prima repriză i-a dat o centrare ideală, dar a fost irosită de atacantul nigerian. Pârvulescu în fața sa, minge scoasă la 16 metri, șutul pe jos deviat. Va fi corner pentru Astana. Execută Charles. Oh, ce culoare are spre poarta lui Lefter. Prea ușor. Este 2-1. Ce finalizare. Am râs de el în prima repriză, dar acum râde el de noi. Cu această fază foarte simplă. Păcat, păcat de ceea ce a arătat Corvinul în prima parte. Prea ușor a scăpat spre poarta lui Lefter Geoffrey Charles. A învins Lefter de două execuții din flancul stâng, la fel a făcut și Camara. Întors foarte simplu Manolache. Ce frumos își face mingea, trebuie să recunoaștem. No, și cine râde la urmă, râde mai bine. Ăsta e adevărul. Trebuie să recunoaștem, Astana a fost superioară în această repriză secundă. Corvinul a meritat din plin să conducă la pauză, Astana merită să conducă în această repriză secundă. Ăsta este adevărul.